Dragile mele gospodine, am să vă spun cum fac eu grătarul, grătarul de pui de țară. Deci îl fac foarte simplu și este foarte gustos. Deci am tăiat puișori, ați văzut, puișori crescuți de mine și i-am separat. Deci am folosesc de fapt pentru grătar numai pulpele, aripioarele și piepturile. Restul le folosesc la ciorbă, la rasol, la ce doriți dumneavoastră. Deci am tăiat pui, i-am spălat, i-am curățat bine și după aia am început să vedeți să tai un picuț pulpele. Am luat un cuțit cu un vârf foarte ascuțit și le-am tăiat astfel încât să pătrundă bine, le-am desfăcut un picuț, vedeți, ca să pătrundă bine flacăra, ca să nu iasă crude. Iar pe partea cealaltă, vedeți, le-am striat un picuț din loc în loc, vedeți. Le-am striat un picuț în picuț. Iar aici jos le-am tăiat până la bază. L-am scrijelat, cum se zice în termen popular. Pieptul de pui, la fel. Vedeți, l-am desfăcut aici, partea de aici. Ca să poată să iasă plată, cum să fie plat. Să se așeze bine pe grătar, să nu stea... Să stea bine, vedeți. L-am desfăcut coșul pieptului. Tot la fel și am început să striez cărnița peste tot, vedeți, din loc în loc, ca să poată să se facă grătarul bine. Iar aripioarele le-am lăsat, dragile mele, așa cum sunt. Deci nu i-am tăiat vârfurile, pentru că aceste vârfuri le susține bine pe grătar. Când le pui pe grătar, le susține foarte bine, nu cade, deci nu există riscul să cadă în foc. Ei, și-am făcut această compoziție bună. Deci ce am pus înăuntru? Am pus vin. Vinul este foarte important pentru că e frăgezește, vinul alb. Am pus vin, am pus ulei. Uleiul este iar important ca astfel, deci nu există riscul ca să se lipească, să se ardă cărnița. Deci uleiul este tot timpul trebuie pus la în compoziția aceasta de grătar. Ulei, vin, sare, piper, usturoi, vedeți, puneți usturoi, pisați bine și îl amestecați cu un pic de ulei și faceți o cremă de usturoi sau puteți să folosiți și praf de usturoi, bineînțeles, fiecare după preferințe. Sare, după gust și dacă doriți, puteți să adăugați și un pic de boiat dulce. Dacă doriți, dacă nu, puteți să lăsați așa natural ca să se simtă gustul de carne. Carne bio, deci asta este foarte important, să se simtă bine gustul. Și cam asta e, dragele mele, trebuie lăsate la macerat, să zicem, uitați, această, s-a lăsat această zeamă, vedeți? Deci cu vinul, cu uleiul, cu toate alea care le-am pus eu aici, le acoperiți bine și le lăsați cam 2 ore la loc cald, din când în când mai dați printre ele. Deci este important să fie la loc cald, deoarece așa se însiropează bine această carne cu acest sos, să zicem. Și o să iasă un grătar fraged și foarte gustos. Bineînțeles, făcute la foc mic și întoarse la jarul să fie, nu fie foarte puternic și întoarse în mod repetat. Vedeți? Și așa o să iasă grătarul. De acum vă las, vă pup și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre. Sănătate multă vă doresc!